Sunt semne din ce în ce mai clare că pandemia de coronavirus, declanșată în urmă cu 2 ani, își pierde din puteri. Numărul de infectări este în continuă scădere de 2 săptămâni și, în câteva zile, rata de incidență va fi una de doar o cifră, iar măsurile restrictive sunt pe cale de a fi ridicate în perioada următoare și în România. Pandemia a schimbat viețile tuturor, dar, în opinia europarlamentarului PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, cei mai afectați au fost tinerii, nu atât din punct de vedere medical, cât din cel socio-economic. În scurtă vreme vom avea 2 ani de la izbucnirea pandemiei de coronavirus. Lucrurile s-au schimbat mult, dar nu au devenit mai ușoare în ultimii 2 ani. Pandemia ne-a afectat pe toți, dar cred că în mod special ne-a afectat pe tineri, pentru că a schimbat modul în care ei pot învăța, a schimbat modul în care ei își pot căuta un loc de muncă, a schimbat modul în care ei se distrează, i-a claustrat pe tineri, i-a închis între patru pereți, i-a obligat, a facilitat faptul sau tendința pe care ei oricum o au de a petrece un timp exagerat de mare în fața unor ecrane și un timp insuficient socializând. Iuliu Winkler opinează că tinerii au acum o șansă foarte mare de a reveni la o viață normală prin accesarea programelor puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Europarlamentarul hunedorean a făcut aceste declarații în contextul în care 2022 a fost declarat la nivel de Uniune Europeană Anul European al Tineretului. Eu cred că este binevenită acum orice inițiativă care îi ajută pe tineri să iasă din această carapace, să iasă din închistare și să devină mai interesați, mai activi și mai proactivi vis-a-vis de șansele și posibilitățile pe care Uniunea Europeană le oferă tinerilor. Mai multe detalii despre aceste programe se pot obține accesând portalul European pentru Tineret.